Vă mulțumesc, domnule președinte. Declarația mea se numește Grindeanu și cronica unei remanieri nefinalizate. După cum se cunoaște, la momentul constituirii în noiembrie 2021 a așa numitei Coaliții Naționale pentru România, PNL și-a asumat începând cu 25 mai 2023 să ceteze funcția de premier, urmând totodată să se realizeze și o rocadă între portofoliile ministeriale deținute de principalele partide ale coaliției. Evident că socoteala din 2021 nu mai este valabilă cu cea din 2023, context în care, deși PNL urma să preia portofoliul ministerial de la Transporturi și Infrastructură, acest demers este foarte probabil să nu se mai concretizeze. În acest sens, PSD, prin vocea lui Marcel Ciolacu, a anunțat că dorește cu insistență să îl păstreze pe actualul titular de la Transporturi și Infrastructură în viitorul cabinet. În spatele acestei acțiuni se ascund calcule meschine ce vizează viitoarea campanie electorală, unde democrații speră să se laude cu cât mai multe panglici tăiate la finalizarea unor obiective de infrastructură de transport. Totuși, socoteala de acasă s-ar putea să nu se potrivească cu cea din târg, fapt pentru care, fără a relua grandioasele realizări ale lui Grindeanu, pe care le-am prezentat pe larg în ultimele mele declarații politice, mă voi rezuma astăzi să subliniez ultima manifestare de inconsecvență de care acest ministru a dat dovadă. Astfel, acum câteva zile, Grindeanu afirma, referindu-se la construirea unui nou terminal la aeroportul Otopeni, că aceasta înseamnă foarte mulți bani și respectiv că, astăzi, când vorbim de numărul de pasageri pe care îl are aeroportul Otopeni, nu se justifică. Ce omite cu bună știință domnul Grindeanu să precizeze este faptul că, aproximativ acum un an, afirmând în calitatea de ministru, în primul rând, aeroportul Otopeni are nevoie de un nou terminal și știm cu toții și respectiv că incomurile, veniturile la aeroportul București sunt unele care sunt destul de mari, iar planurile de dezvoltare și un terminal nou sunt absolut necesare. Această poziționare diametral opusă nu poate să nu mă facă să mă gândesc la recentul mega-scandal de corupție de la nivelul Companiei Naționale Aeroportul București, care nu este nici pe departe soluționat. În final, le reamintesc celor de la PNR că participă în mod activ la transformarea inegalabilei replici Pupați toți Piața Independenții într-un veritabil modus vivendi dâmbovițean. Vă mulțumesc, Lazar Ion Marian.